Răzvan Cuc a dat câteva exemple năucitoare cu privire la modul în care sunt blocate proiecte majore de infrastructură. Construcția podului de peste Prut de la Ungheni, un obiectiv strategic care face legătura cu Republica Moldova, este întârziată chiar de pești din râul pe care ar trebui să-l traverseze. De ce ăsta a blocat podul ăsta până acum? Păi, dacă vă vine să credeți, acolo unde vine pila podului pe teritoriul României, da, este, am să citez, zonă de liniștire și de reproducere a unei specii de pești. Similar, construcția tronsonului de autostradă care va lega Lugojul de Deva trenează din cauza avizelor de mediu. Viaductele pentru urși și lupi costă o avere, iar Bruselul ține morțiș la ele. Totul în condițiile în care ministrul susține că a prezentat personal oficialilor europeni documentația care arată că pe acolo nu a trecut niciodată picior de urs sau de lup. Aceste pasaje costă suplimentar, mare atenție, 180 de milioane de euro. Am primit un mesaj foarte clar. Dacă nu țin cont de revizuirea proiectului și să fac aceste pasaje, se taie finanțarea pentru întreg tronsonul Lugojdeva. Răzvan Cuc are și vești bune. Cele două proiecte majore asumate de România în vederea campionatului european de fotbal din 2020 vor fi realizate. Câștigătorul licitației tronsonului de cale ferată care va transporta microbiștii de la Gara de Nord la Otopeni va fi anunțat săptămâna aceasta, iar proiectul va fi realizat în 12 luni. Și tot la timp, promite ministrul, va fi gata și renovarea aeroportului Băneasa.